să aplaudați. În seara asta, la aplaud, o să ne ajute și Carla Stoleru. Bun, acum aș vrea să vă prezint înainte să începem concertul. Am făcut și niște programe, dar din cauza că am avut așa multe lucruri de făcut, am uitat să le scot. Deci programele există, nu vă speriați. Dar o să vă prezint întâi soliștii și după aia un pic de tot despre piesă, după care să începem concertul. În primul rând, Georgiana Mărădărea, care va interpreta rolul Bel. Răzvan Georgescu, care va interpreta rolul Bel. Marius Mine, care va interpreta rolul Gaston. Conecția mea la filarmonică și ne ajută pentru concertul ăsta ca să aveți și noi o producție foarte frumoasă. Nu înainte de a începe concertul, aș vrea să felicit pe cei de clasa 8-a și eu să ridicem picioare, Iulia Popa, din la Sfântul. Le mulțumesc că eram chiar în ciclu de 4 ani, cel puțin am avut multe concerte împreună. Și acest concert sper să fie așa o încununare a tuturor concertelor, să rămână și ele cu un concert foarte frumos, împreună cu o formație de calitate. Pentru că toate lucrurile sunt în regulă cu microfoane și cu tot felul de sonorizări pe care trebuie să le facem noi singuri, că nu are cine altceva să facă, o să începem concertul și să sperăm că toate lucrurile sunt în regulă. Nu vă mai spun subiectul piesei și muzicului, pentru că bănesc că îl cunoaște, cel puțin copiii îl cunosc. În orice caz, am selectat, nu urmărim exact toate momentele și toate scenele din piesă, pentru că nu e posibil, am făcut o selecție de cam de o oră de muzică, dar în așa fel încât o să urmărim introducerea, deci o să vedeți că în primul număr care este instrumentat, de fapt acolo ne găsim blestemul asupra prințului care s-a bătut asupra lui și o să vedeți tot felul de teme din astea care sunt reprezentative. Iar după aceea, sigur, piesa va începe cu Bel, care este în piață, înconjurată de tot felul de oameni care trec prin piață și care spune ceva și altceva și când vine pe acolo se întâmplă să fie și Gaston, care îi place, care îi place de Bel și o să fie, se clipă ceva acolo din partea lui Gaston doar. Și o să vedeți că între timp apare și tatăl lui Bel, la numărul 4, Maurice, care are și el, era un mare inventator și nimeni nu înțelegea și încerca și el să facă ceva frumos și piesa se va duce ușor, ușor. Vom avea un număr la castelul în care locuia bestia. Acolo vor fi și toți cei care, știți dumneavoastră ce au toți cei care se dat pe acolo și care de mult nu au mai fost folosiți, că nu mai venea nimeni pe acolo, nici o farfurie, nici un ceai, nici o... În fine. După care vom trece ușor, ușor, începe... Bel face târgul ăsta cu bestia, știți despre ce e vorba, să-l întrețe pe tatăl ei ca să rămână ea în schimb. Între timp mi-a plăcut, dar mai departe, și tot seama că bestia totuși nu este chiar așa de bestie. Și s-ar putea să fie ceva frumos și ne îndreptăm ușor, ușor spre final. Trecem prin niște coruri și la final va fi transformarea prin bestia, se va transforma în prins. Da? Sperăm că să vă placă. Să vă placă.
Thank you.
hands covered with hurt. Thank you.
slightest trace. I see but deep within its soul.
Thank you.
Thank you.